Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița, în colaborare cu Asociația Sportul pentru Toți, Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar, au organizat în Parcul Chindia din Târgoviște mai multe concursuri sportive, care au reunit peste 200 de tineri din tot județul Dâmbovița. În săptămâna tineretului am organizat în Parcul Chindia, după cum vedeți, începând de la ora 10, starturi la atletism pe 5 categorii de vârstă, băieți și fete, deci mai avem, în afară de atletism, mai avem trasul cu frânghia, avem un parcurs pe role și aruncarea cu cerculețul la punct fix. După aceea vom da premierea, vom avea premier pe cupe, diplome și tricouri. Vreau să spun că această acțiune este făcută de Direcția Județeană de Sport și Tineret Dâmbovița, în colaborare cu Consiliul Județean Dâmbovița, Asociația Județeană Sportul pentru Toți și Inspectoratul Școlar Dâmbovița. Au venit copii, peste 200 de copii, și au venit copii din mai multe școli, din provincie, cum se spune, de la Răzvad, Doicești, Aninoasa, din cadrul municipiului Târgoviște, de la școlile generale și licee. Sperăm ca să desfășoare în condiții foarte bune această activitate. În paralel mai avem și o bursă a locurilor de muncă la Casa Studenților. Să sperăm că și acolo foarte mulți tineri sunt interesați pentru a-și găsi un loc de muncă. Organizatorii au speranța că această acțiune își va atinge scopul, iar tinerii vor înțelege care sunt beneficiile sportului, făcându-i totodată să încerce măcar să adopte un stil de viață sănătos. Pentru acțiune, și sper că aceasta să fie un început bun întreg anul, tinerii să-și dea seama că în aer liber, prin practicarea sportului, sunt mai sănătoși și sunt copiii care practică ceva frumos și nu alte jocuri sau știu eu, i-am mai scos de la calculator, cum să spun. Târgoviște a bifat alături de celelalte orașe din țară crosul tineretului, care a fost o premieră în România, pentru că s-a desfășurat simultan în toată țara. Recordul de participare s-a înregistrat în București, unde 3500 de copii și adolescenți s-au înscris în competiție. Startul a fost dat de către campioana olimpică și multiplă campioană europeană și mondială Gabriela Sabo, în piața Charles de Gaulle, iar traseul a măsurat 3 kilometri. La eveniment au participat și ministrul tineretului și sportului Nicolae Bănicioiu și secretarul de stat pe probleme de tineret Cristian Cosmin. Fetele de la 800 de metri până la 1500 de metri alergare în jurul lacului Chindia, un traseu pe care l-am definitivat noi cu 2 săptămâni înainte și cred că este un lucru foarte benefic pentru acest lucru.